Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Între Plus și Minus, ediție specială de această dată, întrucât invitatul emisiunii este primarul municipiului reședință de județ Ion Lungu, pe care îl salut. Bun găsit, domnule primar! Bine ați venit, Televiziunea Plus! Mulțumim pentru faptul că ne-ați primit aici la dumneavoastră în birou, în cadrul instituției pe care o coordonați, în condițiile în care, iată, pandemic, lucrurile sunt destul de încă la această dată critice. Cum merg lucrurile la această oră în municipiul Suceava, domnule primar? Din acest punct de vedere. Da, e clar că iată avem un an când a fost apogeu, ca să spun așa, în ce privește această pandemie în orașul nostru. Să ne uităm că pe 31 martie, cred că anul trecut, am intrat în această carantină de 6 săptămâni, sau pe 30 chiar astăzi, am intrat în carantină de 6 săptămâni. A fost o perioadă grea, perioadă dificilă, pe care noi, că sucevenii, cu ajutorul sucevenii, am trecut-o. Sigur, acum, privind în urmă, văd fel de fel de comentarii și totuși, la vremea respectivă, așa cum se prezentau lucrurile, comparația cu ce se întâmpla în vest, titulatura de Lombardia României pusă la Suceava, paralela care putem face se întâmpla în Italia la vremea respectivă, când, așa cum știm, arătau niște imagini cu tremurătoare, cu număr mare de cadavre care nu aveau să le mai pui. Apocaliptice, ușor apocaliptice. Exact, exact. Și totuși noi prin această mobilizare, acum dacă ne uităm în urmă, putem face ce comentarii vrem, totuși le-am depășit la vremea respectivă și am reușit să limităm efectele acestui coronavirus în anul 2020 în orașul nostru, care s-a aflat într-o perioadă greu încercat în lunile martie și aprilie. Și spun din nou, am intrat pe data de 5 aprilie, noi am avut o rată de infectare de incidență 9,87%, conform datelor oferite de SP la vremea respectivă. Sigur, acum vin unii și le contestă, nici eu nu pot să spun exact unde era adevărul, dar asta este realitatea, conform datelor oficiale oferite de DSP, am scăzut la 9,87% în data de 5 aprilie până la 1,91% în data de 13 mai, când s-a decis ieșirea noastră din carantină. Și a fost un efort colectiv, un efort în primul rând al sucevenilor. Evident că și primăria a fost alături de ei, să nu uităm că în acea perioadă am stat alături de suceveni, am avut o linie verde deschisă la primărie, am dus apă, mâncare sucevenilor, le-am luat tratamente, le-am luat rețete, medicamente și mai departe. A fost o perioadă de solidaritate și eu zic că am depășit-o cu bine. Bine, acum pe un an de zile, dacă ne comparăm cu restul țării, aparent am fi într-o situație mai bună, ca să spunem așa. Ieri din nou am avut 1,96 rata de infectare de incidență în orașul nostru. Așa cum am spus, în jur de 2 este bine să rămânem aici, să nu urcăm în scenariul roșu. 3, 4, ați văzut ce măsuri din nou sunt pentru cei care intră în această zonă, în zona roșie, cu peste 4% conform noilor reglementări de pășiri sau cei cu 6% când deja spune problema de intrare în carantină. Nu mai vreau să discut, putem să avem așa o ușoară frustrare față de ce vedem se întâmplă astăzi când se discută atât de mult dacă intră sau nu o localitate în carantină. Pe noi nu ne întreba nimeni de sănătate pe românește. Așa este. Ne-am trezit la ora 23 seara că începând cu ora 0 intrăm în carantină. Este o situație care nu mai vreau să mai discut, dar totuși dacă ne întoarcem la data de astăzi, pericolul, așa cum se spune, încă n-a trecut, acest virus face în continuare victime. Asta este realitatea. Mor și astăzi oameni. E o realitate tristă, inclusiv în Suceava, inclusiv în orașul nostru. Tocmai de aceea eu fac în continuare apel la suceveni să știu că mulți nu mai rezistă, au obosit, pe unii nervez când le spun aceste lucruri și totuși altă soluție nu avem. Sau poate astăzi ar fi două, să spunem. În primul rând să respectăm aceste reguli legate de coronavirus. În primul rând să respectăm purtatul măștii și vreau să vă spun că purtatul măștii face diferența. Vă spun din propria experiență, în cazul care am avut aici la primărie, persoane care au intrat în contact, am aflat ulterior că au fost pozitive și totuși eu, iată, după un an de zile nu m-am infectat, am făcut mai multe ori acest RT-PCR pe banii sigur ai mei și s-a dovedit că n-am fost infectat niciodată. Deci masca este un lucru sfânt, ca să spun așa, sigur nu e o protecție de 100% și totuși vă spun cazul care am avut și la primărie, acolo unde în birou s-a purtat mască, chiar dacă a fost unul bolnav, ceilalți m-au scăpat. Acolo unde nu s-a purtat mască, s-a îmbolnăvit tot biroul, ca să spunem foarte clar pe românește.
Deci este această realitate, masca este o pază bună, ca să spun. Apelul trebuie să continue, domnule. Trebuie să continue și vă spun, chiar dacă pe unii, știu, plictisește, pe alții irită, nu avem soluții. Deci spuneam că azi parcă ar fi două față acum un an de zile. În primul rând, deci purtatul măștii, a acestor reguli de distanțare și, bineînțeles, reguli de igienă personală. Și, sigur, a apărut la orizont și este în plină campanie de desfășurare, campania de vaccinare. La fel, un lucru foarte important în limitarea răspândirii acestui virus. Deci aceste două componente, pe de o parte respectarea regulilor, testarea, dacă vreți, și pe de altă parte vaccinarea, sunt foarte importante. Eu sunt bucuros, mă bucur faptul că în orașul nostru lucrurile merg decât bine, ca să spun așa, în ceea ce privește vaccinarea. Mă iertați că vă întrerup. În momentul ăsta vă iau un interviu un om care tocmai și-a făcut vaccin Moderna, dar nu în municipiul Suceava, ci la Siret, pentru că la Suceava nu existau nici centrele de vaccinare funcționale așa cum ne-am fi dorit cu toții, nici dozele nu sunt suficiente. Detalii despre acest lucru, vă rog, pentru că oamenii doresc vaccinare. Nu știu când v-ați programat dumneavoastră, deci este în funcțiune, începând cu data de 15 martie, centrul Moderna, cu vaccinul Moderna, centrul de la Julius Mall. Este ultimul care a intrat în funcțiune, mă refer la cele ale primăriei municipiului Suceava. Foarte sau gestionat de primăria municipiului Suceava. Noi am pregătit 5 centri de vaccinare și sigur avem pregătit în primul rând la Colegiul Național Ștefan cel Mare, la școala 11 în Burdujeni, la Julius Mall, la școala generală numărul 9 în cartierul 8-5 și la școala generală numărul 7 la Ițcani. Două astăzi nu sunt funcționale, tocmai din lipsa vaccinului, ca să spun așa, nu știm exact ce strategie are astăzi guvernul, acest Comitet Național de Vaccinare. Deci astăzi două nu sunt funcționale, cel din 8-5 și cel din cartierul Ițcani și totuși avem trei funcționale care merg cât de cât bine spun eu, se vaccinează undeva la, mă rog, peste 1000 de persoane pe săptămână și vreau să vă spun că deci aceste centri, în primul rând la Colegiul Național Ștefan cel Mare, unde se face cu AstraZeneca și unde au prioritate profesorii să se vaccineze, discutăm de școala Miron Costin unde se face vaccinul Pfizer și discutăm la Julius Mall unde se face vaccinul Moderna. Eu din ceea ce am datele statistice de la începutul campaniei de vaccinare în orașul nostru, luând în considerare și centrul de vaccinare la Spitalul Județean, deci iată că e al patrulea unde s-a putut vaccina cetățenii municipiului Suceava, deci Spitalul Județean, Colegiul Național Ștefan cel Mare, școala Miron Costin și Julius Mall, avem undeva la 25.000 de persoane vaccinate. Sigur că n-am exact o evidență totală cât a făcut rapelul, cât a făcut două vaccinuri și cât a făcut un vaccin, dar plecând de la acest 25.000 de persoane care au fost vaccinate în municipiul nostru, putem spune fără a greși că peste 10% din populația municipiului Suceava este vaccinată, este imunizată. Un lucru bun și vă spun, în continuare noi suntem dispuși să, mă rog, dacă este nevoie să mai schimbe centri de vaccinare, pentru că noi le-am pregătit, le-am dotat, cele la care făceam referire în cartierul 8-5 la școala numărul 9 și la școala numărul 7 în Ițcani. Nu depinde de noi. Logistic, ele sunt pregătite. Am văzut o nouă strategie pentru nou vaccin care se prefigurează că va veni, Johnson & Johnson. Spune că va merge preponderent în mediul rural pentru că acest vaccin nu are rapel, de se face într-o singură etapă și am înțeles că vor fi caravane mobile și centri deschise în mod special în mediul rural. Dar eu vă spun, comparativ la nivel de țară, dacă ne uităm, județul Suceava și, sigur, mă refer în primul rând la oraș, suntem destul de bine, mă rog, ancorați în această campanie de vaccinare și eu, ca primar, fac tot posibilul să sprijin această campanie. M-am vaccinat, am făcut rapelul, sigur că ne-am mișcat foarte repede, încă din data de 15 ianuarie, din prima zi, când, conform metodologiei, angajatorul putea să programeze pe acea platformă, am reușit chiar la prima oră când s-a deschis platforma pentru vaccinare și angajatorul, primăria municipiului Suceava, s-a programat pentru vaccinare, bineînțeles cu mine în frunte, primarul, și am făcut vaccinul pe data de 18 ianuarie și 8 februarie am făcut rapelul. Eu fac un apel la suceveni să se vaccineze și mă bucur acum că văd că cât mai multe persoane vor să se vaccineze. Nu ascund faptul că
Mă sună unii, spun, domn primar, nu mă puteți ajuta, mai ales că sunt aceste centre ale primăriei. Nu spune problema, sigur, noi nu avem aici niciun fel de putere, ca să spun așa. Totul vine pe bază de evidență electronică, informatică, soft care e gestionat de STS și mai departe, nu avem nicio implicare primăria acolo. Dar eu fac un apel la suceveni în continuare să se programeze, să se vaccineze, pentru că astăzi numai aceste două lucruri avem la îndemână. Unul, să respectăm regulile și doi, să ne vaccinăm cât mai mulți, în așa fel încât, așa cum se estimează la nivel național, un 70% din populația țării și, dacă vreți, a orașului, a județului, să fie până în toamnă, până în septembrie, să fie vaccinată, imunizată, în așa fel încât să se domolească această pandemie de coronavirus. Cam așa stau lucrurile în Suceava, dar eu am spus și am avut întâlniri chiar azi săptămâna cu domnul prim-ministru Florin Câțu pe această temă, cu problemele care sunt în orașele mari. Sigur că am prezentat situația la Suceava, erau anumiți primari care nu doresc carantină pe România și spunea, domnule, deja intrăm în carantină că nu este niciun efect. Și le-am demonstrat cu cifri concrete că nu e chiar așa. Dacă se respectă la litera și spiritul legii această carantină, așa cum am făcut-o noi la Suceava, am văzut un nou termen, carantină formală. Degeaba o declarăm dacă nimeni nu respectă. Da, cum s-a întâmplat, nu știu, Timișoara, ca să nu dăm alte exemple, am văzut ce s-a întâmplat acolo, că în loc să scadă, a crescut la un moment dat și scandalul care a fost acolo. Deci dacă se face această carantină la litera și spiritul legii, sunt șanse, concrete să se reducă răspândirea acestui virus. Evident că nu ne mai dorim niciodată în Suceava să ajungem în carantină. Eu nu voi mai fi de acord de această dată nicicum, pentru că am văzut multe alte orașe care au trecut de, acel 6 la 1000 de locuitori pentru discutarea, pentru intrarea în carantină, au 7, au 8 și au găsit fel de fel de tertipuri să nu mai intre. Bun, este și o explicație logică aici, care o împărtășesc până la un punct. O spuneam și anul trecut, când am cerut expres ieșirea din carantină, că dacă nu vom muri de pandemie, vom muri din punct de vedere economic. Deci problema este în felul următor. Astăzi, și în Suceava, și peste tot, indiferent măsurile care se iau, acest lockdown total, de care tot spun unii, dacă putem discuta aici de anumite măsuri pe linie sanitară, nici într-un caz să nu se ajungă la măsurile cu efect economic, pentru că efectele anului trecut se văd și anul acesta în buget, dacă discutăm doar de bugetul primăriei municipiului Suceava, încasările în acest an sunt mai mici ca anul trecut. Dacă sunt mai mici ca anul trecut, vă dați seama că comparativ cu anul 2019, când a fost un an normal, sunt mult mai mici. Deci este clar că a avut și are în continuare acest efect economic, această criză economică care există pe lângă criza sanitară, datorită restricțiilor pe linie economică, pe linie sanitară a venit și această restricție pe linie economică, multe activități s-au închis, la modul concret chiar și Horeca la noi în oraș, să nu uităm că orașul Suceava, așa a fost el construit, nu primarul a făcut oraș comercial, întotdeauna noi am fost, datorită poziționării noastre geografice, un oraș preponderent comercial, avem foarte multe activități comerciale. Suntem primul loc în țară la ceea ce privește numărul de spații moderne de comerț pe metru, pe cap de locuitor. Ca atare avem de suferit și am suferit și sigur că se cunoaște în acest an în buget. Deci cam asta despre coronavirus. Apel final la suceveni să respectăm regulile, să ne tihnească măcar în acest an sărbătorile pascale. Sigur că suntem mai aproape cu sărbătorii pascale la catolici, le spun de acum sărbători fericite, un Paște fericit și bineînțeles ne dorim ca și noi ortodoxi pe data de 2 mai când vom sărbători aceste sărbători pascale, când vom avea sărbătorii pascale, să putem merge la biserică, să putem să le sărbătorim cât de cât normal comparativ cu anul trecut atunci când a fost perioada de carantină, atunci când n-am avut posibilitatea să mergem la biserică, să luăm lumină. Deci, plecând la două considerente importante, cred că trebuie, în primul rând, școala. Școala care, chiar dacă, o să intre copiii în vacanță, perioada mai îndelungată cu schimbarea structurii anului școlar, totuși să respectăm aceste reguli, să se poată desfășura normal școala până se intre în vacanță și, la fel de important, am spus, ca țintă să putem așa cum se sărbători, cum se cuvine, sărbătorile pascale. Deci, precând în aceste două considerente, ca să mai spun sănătatea populației, să respectăm în continuare regulile, să ne vaccinăm și
Așa a fost să fie anul trecut, sigur am văzut anumite materiale prin presă care sunt corecte, sunt obiective, dar totuși este o vorbă pe război. Dacă ne uităm atunci cam în ce situație eram noi și spunea problema, respectăm reguli sau ajungem ca în, da, ca în Italia, ca în Lombardia. Și atunci sigur că oamenii de frică au respectat regulile și cred că bine am făcut că am limitat proporția unui dezastru care la un moment dat, mă rog, se prefigura și la Suceava, comparativ cu ce se întâmpla în Europa, comparativ cu ceea ce ne botezau cei de pe la București și Lombardia României. Potrivit primarului Ion Lungu, un număr de 69 de garaje vor fi demolate în zona Opcin. Conform edilului, prin demolarea acestora se va elibera teren necesar pentru construcția unei grădinițe necesare în acest cartier. Primarul dorește ca până la jumătatea acestui an să fie clarificată situația acestui proiect. Finanțarea proiectului ar urma să fie realizată cu fonduri europene și primarul nu mai dorește să mai piardă o finanțare europeană, așa cum s-a întâmplat cu proiectul care urma să fie realizat în curtea școlii numărul 9. O preocupare noastră în acest an este de a găsi un sediu pentru o grădiniță nouă în cartierul Opcini și vreau să vă spun aici că facem tot ce este posibil să găsim această locație. Așa cum am spus, nu este altă soluție decât de a dărâma un număr de garaje din cartierul Opcini. Tocmai de aceea, iată că venim cu niște soluții, am făcut deja un proiect în acest sens. Într-o primă fază vom propune spre dărâmare un număr de 69 de garaje. Este vorba de 8 bare de garaje de pe strada Duzilor. Aici avem Bulevardul 1 Decembrie, aici avem strada Duzilor, aici este strada Corneliu Coposu. Deci un număr de 69 de garaje și vrem să facem sediu, să asigurăm pentru sediu de grădiniță și pentru parcări de reședință. Am și a doua planșă care arată exact, mă rog, distribuirea acestor terenuri care le liberăm, deci aici este vorba de sedii pentru grădinițe, iar aici un număr de 3 parcări de reședință. Din acest moment, dacă vreți, aceste propuneri sunt în dezbatere publică, voi iniția un proiect de hotărâre de Consiliul Local, sigur vom avea discuții în Consiliul Local și în măsura în care se aprobă, vom merge mai departe cu tot ce este necesar, așa cum am spus. Vrem să avem cumva până la jumătatea anului clarificată această locație a grădiniței din cartierul Opcin, pentru că ne dorim să o promovăm pe fonduri europene. Așa cum se știe, anul trecut primăria municipiului Suceava a pierdut peste 2 milioane de euro, având în vedere faptul că nu am avut un spațiu unde să facem această grădiniță în cartierul Opcin. 2020 a fost un an special, cel puțin din punctul de vedere al bugetului din cauza pandemiei, un buget adoptat cu asumare guvernamentală. Anul acesta se pare că, deși mai puțin bani, sunt potrivit legii promulgate de președinte, discutate în Parlament, până la urmă adoptată, urmează la Consiliul Județean și apoi pe baza calculelor să fie în toate OAT-urile, inclusiv la Suceava. Da, cum stăm, domnule primar? Noi am aprobat bugetul. Noi n-am aprobat bugetul în cursul zilei de joi, când am avut ședința de ordinare de Consiliu Local. Sunt convins, suntem prima localitate din România care a aprobat bugetul. Sigur că m-am făcut un artificiu corect, legal, în sensul că noi am pus sumele la nivelul sumelor primite anul trecut de la Consiliul Județean și de la Finanțe și într-o viitoare ședință de Consiliu Local, când avem cifre definitive, facem rectificarea că este plus sau minus. Ele nu diferă foarte mult de la un an la altul. Deci noi am aprobat bugetul în cursul zilei de joi, tocmai în această idee, pentru că el deja este întârziat, iată că suntem în luna, noi l-am aprobat la sfârșitul lunii martie, până îl depunem, până ne apucă aprilie. Ori dacă nu procedăm așa, ne apuca, până îl aprobăm în aprilie, ne apuca luna mai. Zic că am mai economisit o lună de zile în sensul de a putea demara licitații care sunt programate, investiții care sunt programate în bugetul acestui an, proiecte europene și așa mai departe. Cât privește la Suceava, bugetul pentru anul 2021 este un buget al dezvoltării, așa cum am spus și altă dată, este un buget al dezvoltării pentru că procentul cheltuielilor de dezvoltare este mai mare, e sensibil egal, dar totuși este mai mare, deci 50,16% avem la bugetul de dezvoltare și 49,83% la funcționare. Valoarea totală a bugetului este 519.806.536 de lei, din care, așa cum spuneam, 259.098.400 la funcționare, 260.708.136 la dezvoltare.
Sigur că este un buget al dezvoltării. Este un buget al dezvoltării pe de o parte, iar pe de altă parte este un buget al austerității maxime pe linie de funcționare. E clar că în acest an am strâns șurubul la maxim, la cheltuielile administrative, la tot ce s-a putut economisi, însă și fondurile de salarii ale primăriei sunt mai mici cu 5 milioane de lei față de anul trecut. Asta nu înseamnă că dăm mâinii oameni afară din primărie, dar sigur că sau nici nu aveam prea multe noi, erau chiar cele legale, ca să spun așa, n-am avut sporuri inventate, închipuite, cum s-au văzut exemple prin țară, și vreau să vă spun că avem acest sporul de noapte, că acolo singurul spor care avem în primărie azi este sporul de noapte. Ca atare, inclusiv facem economii la cheltuielile de salarii ale primăriei și noi avem 90 posturi vacante, nu vom face angajări în acest an la primărie. Mai mult decât atât, posturile care se vacantează, se blochează și practic economisim în continuare bani la fondul de salarii. Cât privește lucrul cel mai important care interesează pe oameni, sunt foarte operativ să dau citire la lucrările mari care se fac în acest an. Vă rog. Pe bani de la pe fonduri europene și pe banii proprii ale municipalității. Deci dacă discutăm de finanțări de la bugetul local, luta alternativă Suceava-Botoșani, etapa 2, tronson 1, tramvaia Calea Unirii. Deci în concluzie vrem în acest an să dăm în funcțiune varianta de trafic foarte greu pe strada peductului la ruta alternativă Suceava-Botoșani. Astăzi este dată în funcțiune varianta de trafic ușor de până la 3,5 tone pe strada Mirăuz, deci vrem să dăm în funcțiune și se lucrează deja la un nou pod peste pârâul cetății, așa se cheamă el, cei care trec pe zonă știu, și consolidarea acelui pârâu cu gabioane, cu piatră și mai departe. Deci reabilitarea termică clădirii de locuri multietajate, 5 milioane de lei, așa cum am anunțat, un număr de 6 de apartamente și le-am citit în conferința de presă săptămâna trecută, vor fi reabilitate în acest an. Modernizare străzi, Ștefan Tomșa, Emil Cioran, Alea Jupiter, Lipoveni, lucrări noi, 3.850.000. Am spus de ruta alternativă Suceava-Botoșani, pârâul peste podul cetății. Construirea hală cu parcare subterană sau piața agroalimentară George Enescu, 3 milioane de lei. Modernizare străzi, Crângul, Lev, Tolstoi, Micșunelilor, 2.342.340 lei. Rețea de canalizare menajeră, strada Dobrilă, Eugen și Molidului și Făgetului. Este prima rețea în municipiu de canalizare care avem făcută cu stații de pompare, de recirculare, pentru că terenul este în pantă și nu se poate face pe curge gravitațională. Alimentare cu energie termică, complex bazar, 1.500.000 de lei. Rețea gaz metan, Burgeni, sat, cartierul Tineretului, 1.500.000 de lei. Alimentare cu apă și canalizare, cartiere de locuit pe zona Tătăraș, 1.256.000 de lei. Parcări de reședință, 1 milion de lei. Cadastru imobiliar, 1 milion de lei. Finalizare lucrări, modernizare, punere în funcțiune, grădință, program prelungit la Colegiul Național Mihai Eminescu. S-a făcut un lucru deosebit, acolo am preluat licitația, investiția pe primărie, s-a făcut licitația, urmează de zi de zi să fie finalizată licitația, este încheiată, să se termine proiectarea, să trecem la executarea efectivă a lucrărilor. Modernizare strandă Ițcani, 1 milion de lei. Alimentare, energie electrică, sală polivalentă, 1 milion de lei. Sală sport, școala gimnazială numărul 10. Deci vom face o sală de sport la școala gimnazială numărul 10. Acum este în curs de finalizare licitația, 1 milion de lei. Modernizare locuri de joacă și acoperire cu amortizoare, 855.000 de lei. Amenajare seră floricură, vom termina seara floricură, 781.537. Sala gimnastică, Colegiul Național de Informatică, Spiro Aret, 695.328. Vom finaliza la fel această sala de gimnastică. Modul termic și acordări, instalații Vasile Alexandrii, 650.000 de lei. O lucrare în zona Colegiul Național Ștefan cel Mare. Consolidare versant vestic în zona Tătăraș, 600.000 de lei. Proiectare și instalații de iluminat la liceu program sportiv. Rețele alimentare, energie electrică și mâna cartier locuințe pentru Tătăraș. Alimentare, energie electrică, câte 500.000 la fiecare. Alimentare, energie electrică, stația de încărcare, autobuz electric, etapa a doua, 500.000. Colegiul Național Petru Rareș, centru de documentare, informare, o clădire foarte frumoasă care se va termina în acest an, 465.337 este o clădire începută încă de anul trecut. La fel de important, sau poate cel mai important și sumele cel mai importante de bani sunt la cele cu finanțare din fonduri structurale și aici asigur că
discutăm aici de proiectele mari ale municipalității. Dacă am spus că vom avea sau avem în buget 50% cheltuieli de dezvoltare, majoritatea le provin din fonduri europene. Sistem integrat de transport public ecologic, 53.679.049. Și aici discutăm în primul rând de autobuze electrice. Avem venit 47, mai trebuie să vină încă 15 autobuze. Mari sau mici? Mari. Mari, încă 15 autobuze mari, câștigate de firma Solaris din Polonia, pentru un proiect guvernamental. Trebuie să semnăm contractul și să facem posibil să vină cât mai repede, să avem cele 62 de autobuze electrice în totalitate venite, se lucrează la autobază, să punem în funcțiune acest sistem nou de transport în municipiul Suceava. În zona de agrement Parc Șipote, 5.997.40 lei. Deci pe malul apei, pardon, azi stăm de Parcul Șipote, mai jos este poziția pentru malul apei. Zona de agrement Parc Șipote, așa cum se știe, suntem în dezbatere și o să atingem puțin subiectul, da, vorbi pentru găsirea soluției cele mai bune, ce vrem să facem acolo la Parcul Șipote. Reabilitare Curtea Domnească, în municipiul Suceava, 3.072.638. Creșterea eficienței energetice a cantinei internate din cadrul Colegiului Național Petru Rareș, 5.347.747. La Colegiul Petru Rareș vom reabilita termic, cum am făcut aici la primărie, cantina și internatul. Zona de agrement pe malul râului Suceava, vom finaliza în acest an proiectul, au început de luni lucrările pentru acest an, că a fost înghețat până acum, nu s-a putut lucra, 8.220.000 de lei. Reabilitarea spații destinate utilizării publice în cartierele comunități defavorizate. Vom moderniza stadionul Ițcani, 8.187.626. De stadionul Ițcani va fi modernizat înaintea stadionului Areni, pentru că am găsit o posibilitate legală pe fonduri europene, pe zonă defavorizată, așa am putut încadra și va fi reabilitat stadionul de acolo, va avea nocturnă, va avea gazon sintetic și două străzi în apropierea lui vor fi reabilitate. Arenul nu-l uitați, nu? Nu-i uitat, arenul nu-i uitat, am spus că facem un stadion nou, până în alta vom face un stadion de antrenament acolo, chiar a fost aprobat de către CNI, vom demara lucrările în această primăvară, un stadion cu dimensiuni UEFA, cu o tribună pentru antrenament de 500 de locuri, dar va fi un teren foarte bun pentru antrenament, în primul rând, pentru complementar cu stadionul Areni. Modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, 5.269.628 de lei, a fost semnat în acest an contractul. Construirea corpului de clădire, sări de clasă și laboratoare pe fonduri europene de această dată la Colegiul Național Petru Rareș. Iată că ajungem din urmă Colegiul Național Ștefan cel Mare, aceste două colegii care fac performanță în Suceava. Ca să spun așa, la modernizare Colegiul Național Ștefan cel Mare a fost compas înainte. Am făcut tot ce a fost posibil cu fonduri europene, cu fonduri proprii, să sprijinim Colegiul Național Petru Rareș, acolo unde se face performanță, să putem avea o bază materială, mă rog, performantă pentru a putea pune la dispoziție copiilor care, așa cum se știe, ne reprezintă cu mândrie la nivel național și internațional. Reabilitarea și reparerea infrastructurii educaționale la Colegiul Petru Mușat. La fel, la Petru Mușat și la Liceul Alimentar, avem aici două proiecte pentru învățământ dual. Deja la Petru Mușat se lucrează destul de bine, finalizăm în acest an. La Colegiul Tehnic din Industrie Alimentară am semnat contractul în acest an, vor începe lucrările. La Centrul Multifuncțional Arta la Ițcani, sau cu alte cuvinte spus, sede primăriei municipiului Suceava din cartierul Ițcani, se lucrează foarte bine, va fi terminată lucrarea în acest an. Fostul cinema, da? Fostul cinema, da. Două grădinițe, grădinița din Burdujeni sat, care este finalizată, se lucrează la partea de finisaje, am făcut licitație pentru dotări. O altă grădiniță, o grădiniță din unitatea de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava, discutăm pe strada Dobrogeanu Gherea. Și dacă tot discutăm de grădinițe și de creșe, avem prins pentru fonduri europene această dată, încă alte, deci iată că avem aceste trei grădinițe în lucru, în Burdujeni sat, în zona centrală, la Ițcani, în curtea școlii generale numărul 7, sunt necesare grădinițe și creșe în această perioadă, mai ales în perioada de pandemie, sunt foarte multe solicitări, trebuie respectate acele norme de distanțare între copii. Și ca atare avem nevoie de spații, deci am mai lucrăm pentru încă proiectul la două grădinițe și o creșă, o grădiniță în cartierul Opcin și probabil o să ajungem acolo să discutăm despre dărâmarea garajelor de acolo și vorbim, sigur. Nu este o chestiune de orgol, de ambiții, nu este altă soluție, dar o să discutăm la subiectul respectiv, modalitatea cum vrem să, mă rog, să ne putem civiliza cu oamenii de acolo, să-i despăgubim, să vedem ce putem face, dar avem nevoie de acele
iar marea garajă de cel teren pentru a face grădinițe. Deci încă trei grădinițe sau două grădinițe pe lângă cele trei care sunt în lucru. Repet din nou, în centru, în Burdujeni, sat, la Ițcani, încă o grădiniță în cartierul Opcii, o altă grădiniță în zona centrală, în curtea școlii generale, numărul 1 în această dată, pe strada Tudor Vladimirescu, este spațiu acolo, și o creșă în Burdujeni. Această creșă în Burdujeni, cel mai probabil în zona Anilie de la Gară, vom face. Foarte necesară. Sunt proiecte, am zis cu domnul ministru Cece, când a fost la Suceava, însă și Ministerul Dezvoltării are un proiect pentru creșă și vrem să facem o creșă acolo în Burdujeni. Cam mare, sigur, mai sunt proiecte importante, care chiar dacă nu e al primărie, dezvoltarea în continuare, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, extinderea rețelelor de apă și canalizare, 20 milioane de euro, un proiect mare al Consiliului Județean, în care suntem și noi acolo parteneri. Și sigur că avem un proiect foarte important pe digitalizare la primărie, proiectul aplicat, administrație publică locală informatizată, calitativă și accesibilă tuturor din Suceava. Este un pas important pentru digitalizare, ați văzut cât accent se pune pe acest lucru. În primă fază, sigur, vom mai atrage și alte proiecte legate pe digitalizare, pe Programul Național de Redresare și Reziliență, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe Programul Operațional Regional. Digitalizarea, vă spun, în această fază vom putea emite în jur de 15 documente în sistem online, începând cu certificat de urbanism, certificat de atestare fiscală, eu știu, număr de casă, programare pentru schimbarea actului de identitate și multe alte documente care se pot obține online. Și la fel de important, o arhivă electronică. Deci asta, suntem în faza asta, un proiect foarte important. Și cam sigur că... Aș vrea să vorbim puțin și despre zona de agrement din Suceava, domnule primar, pentru că a strânit numeroase rumori, valuri pro, valuri contra... Stăm de parcuri și pute. Haideți să vorbim și despre parcuri și pute, pentru că, vreau să vorbim și despre zona de agrement, că era proiectul european în care stai acolo. Stați, care aveam, acum ne-am zona de agrement din Suceava. Avem, dar nu, că sunt mai multe. Mai multe. Avem mai multe. Zona de agrement Tătăraș. Zona de agrement Marul Lumii Suceava, care sunt în curs de finalizare, și zona de agrement care vrem să facem la Parcul Șipăte, și chiar dacă poate de la tura de strand, tot o zonă de agrement o să fie și la strand. Dacă ne ajută Dumnezeu, iată că recuperăm din ceea ce n-am avut zone de agrement. Am explicat de sute de ori de ce am întârziat cu ele la vremea respectivă, când pe anumite axe s-au făcut aceste zone de agrement, au făcut unele orașe, gen Botoșani, nu știu, Gura Humorului, Fălticeni. Pe axa respectivă, mă rog, pe axa 5, se puteau face reabilitări în domeniul turistic, ce a făcut dumnealor, pe axa de turism sau pe patrimoniul cultural. Noi am reabilitat cetatea. Da. Deci am făcut un lucru bun, pentru că altfel se dărâma cetatea de scaunul Ștefan cel Mare. Dar iată că am recuperat. Da, chiar zona de agrement trebuie să vorbim. Da, vreau să vorbim despre zona de agrement de pe malul râului Suceava, care tot a stârnit tot felul de rumă. Știu la ce vă referiți. Da, zona de agrement malul râului Suceava, ele sunt zone în albia râurilor. Și nu este făcut numai Suceava, în urma discuțiilor avute la nivel guvernamental, pe vremea guvernării PSD, la inițiativa Asociației Primarilor din România, s-a căzut de acord, cum se întâmplă și în alte țări din Europa, ca în albia râurilor, unde nu este permis să construiască, să se poate amenaja aceste zone de agrement. Ca să spun foarte clar, aceste zone de agrement au un risc de inundație din fașă, tocmai de aceea nu se face nimic acolo, nu se construiește, nu se fac terase, doar simple locuri de promenadă, eu știu, piste de biciclete, teren de volei, de handbal, loc de joacă, platformă pentru evenimente. Deci asta se întâmplă și în toată lumea civilizată, sunt aceste zone de agrement în zone inundabile. Dacă pe românește vine apa mare, vine apa, mă rog, se retrage și acele trotuare rămân tot acolo la locul lor, adică nu se întâmplă nimic, cam așa sunt gândite. Noi, mai mult decât atât, așa cum se știe, avem un proiect pentru consolidarea malului de acolo, este un proiect în desfășurare, sigur am încercat o variantă de finanțare pe CNI, din păcate noi am fost prins la CNI, suntem prins cu sala polivalentă la Suceava, un proiect destul de mare de 38 de milioane de euro, când mai merge cu încă 10 proiecte ale Suceavei, spune, domnule, dar v-am dat, mai sunt și alte orașe. Deci suntem în faza în care căutăm o sursă de finanțare, să facem consolidarea malului de acolo, să facem în așa fel încât să nu se mai inunde. Asta ne dorim noi. Dar vă spun că din start aceste proiecte sunt cu acest risc de inundație. Lucrurile sunt în felul următor. Inclusiv în ceea ce privește zona de munte, de unde vine râul Suceava, de unde izvorăște el, intră în România, în zona Brodina, sunt făcute niște lucrări pe acest domeniu, în așa fel încât
viiturile să nu mai ajungă la Suceava, să le împrăște din fașă. Că de acolo se formează viiturile din zona de munte, unde sunt apele foarte repede, se acumulează cantități și debite foarte mari. Deci, ca atare, vreau să vă spun și dumneavoastră o să vedeți, acum încă montăm gazonul, s-a început de săptămâna asta lucrările, va fi o zonă de agrement destul de apreciată de suceveni, peste 15 hectare de zonă de agrement, pentru, mă rog, promenadă, pentru piste de biciclete, jogging, mișcare, aer liber, sigur, nu avem terase de mici și bere. Nu ne permite legea, v-am spus că ele sunt în albia râului Suceava și tocmai de asta nu ne permite de lege. Dar eu mă bucur că am reușit să valorificăm pe banii europeni, bineînțeles, această zonă de agrement, care, repet, va ieși destul de bine și va fi foarte apreciată de suceveni cu 10 km de piste de biciclete, sigur că ele sunt vârți, mă rog, pe mai multe trasee. V-am spus din nou, pentru alergat și pentru activități sportive, volei, handbal, volei, mă rog, locuri de joacă pentru copii și o platformă mare pentru evenimente culturale. Deci cam asta este legat de zona de agrement din pe malul râului Suceava. Cât zona, privește da. Parcul și poate... Parcul acolo... și poate, a născut atâta discuții și vă spun, eu nu, totuși, vine să râd, la o întâlnire cu, mă rog, primul ministru și cu miniștri de acolo, domnul spunea, domnule, se mai întâmplă și lucruri bune în autorități locale, mă rog, plan local, la primărie, zice, dar ei nu se cunosc, nu sunt făcute cunoscute, zice... Mai ieșiți și voi, vă mai lăudați-vă cu ele. Zic, eu am gura mare, mă laud mult, dar nu știu, mă bag în seamă. Deci trebuie să dăm cezarul cel cezarul. Până la urmă, Partidul Național Liberal a adus acest parc și poate. Iar să dăm cezarul cel cezarul, lipsit modestii, m-am ocupat personal de 15 ani lupt ca să aduc acest parc și poate. În administrarea unității administrative teritoriale. Eu am făcut proiectul de hotărâri și m-a ajutat aici domnul Gelo Pui, secretar de stat la Romsilva, sigur că l-am făcut, l-am depus în Parlament, cu parlamentarii noștri l-am aprobat și le mulțumesc frumos și la toate partidele care au semnat. Dar totuși, Partidul Național Liberal a dus acest parc și poi de la Suceava. Acum, ca gestionarea lui, văd că toate partidele vor să-și le asume aceste merite, să ne dea lecții cum să-l gestionăm. El, e clar, din start, așa cum a făcut legea, are niște restricționări. În primul rând, acolo nu se pot face mai mult amenajări decât 10% din... dacă discutăm de pădurea Parc și poate din 43 de hectare, nu putem să folosim mai mult de 4,3 hectare. Deci trebuie să ne încadrăm în 4,3 hectare. El este în proprietate a primăriei, în patrimoniul primăriei, dar este administrat de Romsilva, așa e legea făcută. Deci acolo nu se poate face nicio amenajare, nu se poate tăia niciun copac, decât fără aprobarea Romsilva. Mai mult, nu se pot face construcții definitive. Asta ce înseamnă mai pe românește? Nu se poate turna nicio lingură de beton acolo. Plecând de la aceste, mă rog, cerințe, aceste restricții, ca să spun așa, trebuie să găsim un proiect care să convină la toată lumea, să placă sucevenilor. Noi am ieșit cu un proiect pe care l-am prezentat acolo. Sigur, nu comentez că e proiectul cel mai perfect. Nu l-am făcut eu, sigur, l-a făcut o firmă de consultanță în domeniul arhitecturii, care a venit la licitația primării, a câștigat licitația și a prezentat acest proiect. Sigur, când l-am scos pe piață, au apărut comentarii că trebuie bunătățit, că noi vom de acord cu dumnealor că acest parc, am văzut că a spus și doamna consilier Zarujanu, pe care o apreciez, sigur, suntem într-o echipă și ne-am văzut împreună pe acest parc și poate la vremea respectivă a strâns și asemnături cu societatea civilă, asta este realitatea, dar nu este al nostru, este al urmașilor noștri. Și atunci am zis, da, domnule, de acord, haideți să facem o consultare corectă. E, de aici fiecare partid vrea să impună. Am spus o idee în sensul că de acord că am ultimul cuvânt sau cuvântul dominant acolo să-l aibă specialiștii. S-a mers pe ideea să-l dăm să facă nu știu cine acest studiu, oare eu, organizația arhitecților din România. Până la un punct de acord, sigur, noi am cooptat în comisie, mai ales în comisia de jurizare, peste 51% sunt arhitecți. Dar mi se pare corect să fie și primăria pe acolo, să fie și universitatea, să fie și Romsilva care trebuie să dea avizul, să fie și reprezentanța societății civile, să fie și un reprezentant de la Direcția de Cultură și Culte. Și am făcut acest amendament, până la urmă, sigur că a fost discuție în Consiliul Local, dar v-am spus, unii mai mult de orgolii, hai să ne impunem noi varianta, să ieșim noi în presă că noi, Partidul X, noi am impus soluția de modernizare a parcului și pute. Eu cred că moral și corect este să țină cont și de ce dorește Partidul Național Liberal, care a asta este realitatea. A adus, efectiv, acest parc l-a adus în o mare realizare, pentru că, vă spun,
Din câte știu, astăzi nu știu dacă mai întâmplat ceva, erau 10 orașe care stăteau la rând să transfere aceste păduri parc, așa se cheamă ele, și aici am văzut, să nu mai spunem păduri parc, parc dendrologic, nu, titulatura e păduri parc, așa ne-au transferat-o. Și tocmai aici a fost marele artificiu legal, s-a numit păduri parc și asta a putut să ne dea gratuit, ca să nu fie, dacă era păduri simplu, trebuia scoasă din regimul forestier, trebuia să dăm 1000 de miliarde de care primăria oricum. Iar dacă era parc dendrologic, era și mai complicat. Și mai complicat, da, dar văd că mulți încearcă să complice lucrurile astea, lăsăm așa cum sunt ele. E păduri parc, pădurea parc și pute. Sună și bine până la urmă. Cum va arăta această zonă? Și, deci această zonă, unde suntem noi? V-am spus, acolo nu se pot face niște construcții, în primul rând. Nu se pot face decât doar construcții ușoare. Unde văd eu un rol deosebit al arhitecților, al peisagiștilor, al urbaniștilor, să găsească aceste soluții, cum putem pune în valoare această zonă verde. Această zonă verde cu cât mai multe amenajări peisagistice, cu, nu știu, amfiteatru în aer liber, cu mini-cascade, cu fel de fel de lucruri care pot să mă bucure ochiul, putem respecta legea și sigur să putem da o șansă ca toate generațiile să simtă bine în această zonă a parcului și poate fie că discutăm de oameni în vârstă, care, mă rog, le este la îndemână acest parc fiind foarte aproape de centrul orașului, trebuie să poată să meargă pe jos, copiii care se joace, tinerii care se le admire și așa mai departe. Deci suntem în această fază, noi am venit acolo cu mai multe, mă rog, idei, am văzut că ele se doresc a fi îmbunătățite, am primit foarte multe sugestii și le mulțumesc mulți suceveni care în perioada de dezbatere publică au venit cu aceste sugestii. Vă spun, m-am contactat mulți și mulți suceveni de afară, unii care trăiesc prin Canada, unii sunt foarte multe zone împădurite, alții prin Alpii francezi, care mi-au dat fel de fel de soluții, fel de fel de navete cosmice să facem acest parc dintr-o loșie, parcul și pădurea parc și poate, numai că am spus, noi avem niște restricții și nu putem face acest lucru. Deci ca atare eu nu mă am de pronunț, așteptăm să, cred că am făcut un pas important în ședința de Consiliu Local care a fost în cursul zilei de joi, am stabilit acea comisie formată din 11 membri în care sunt reprezentați, mă rog, arhitecți, sunt reprezentați de la universitate, de la direcția de la Rom-Silva, de la culte, așa mi se pare corect, specialiștii din primărie, pentru că până la urmă este investiția primăriei, directorul de patrimoniu, directorul de urbanism, directorul de fonduri europene, ca să spun exact unde trebuie să ne încadrăm cu. Și aici este problema. Noi undeva la 4-5 milioane de euro, mai mult nu putem folosi pentru că nu se justifică în acest perimetru mic de 4 hectare. Deci toate sunt într-o corelație unii cu altele. Ca atare, avem această comisie, un primul pas făcut și chiar în cursul zilei de ieri am semnat adresele pentru desemnarea de la instituții care le-am nominalizat acolo, la arhitect, la Rom-Silva, la, eu știu, universitate. Sunt de-a persoane care se fac parte din această comisie tehnică de proiect. Această comisie va face proiectul tehnic, va veni și a spus, domnule, noi unii ne-am blocat și nu spune democrație, oamenii au dreptate, spune, nu ne place să se face acolo, hai să, unul vrea o idee, unul vrea o idee. Ori această comisie are rolul de a lua, de a culege toate aceste idei, iar în calitatea lor de specialiști, că sunt mulți acolo, v-am spus, arhitecți, trei arhitecți, la fel, peisagiști de la universitate, oameni de societatea civilă care trebuie să-și dea cu părerea, e bine, nu e bine, e frumos, nu e frumos, deci toate segmentele sunt reprezentate acolo, să vină cu proiectul ce facem acolo, da? Domnule, stabilim că asta facem acolo, da? În cadrul acestui proiect Pădurii Parc, modernizarea constă în cu tare, amfiteatru, nu știu, mini-cascadă, amenazare peisagistică, eu știu, loc de promenadă, loc de evenimente, dacă încape și cât încape și mai departe. Ei, vine cu acest proiect, l-aprobăm în Consiliul Local, după care facem o licitație. Facem licitația pentru proiectul, pentru realizarea proiectului. Asta vrem să facem. Și acum fiecare la partea de proiect vine cu partea de detalii. Acolo sunt niște principii, niște idei cadru, strategii cadru ce facem acolo prin această temă de proiectare. Pe care fiecare vine cu imaginația lui, arhitectul, firma de arhitectură. Spre zona asta mergem. Și vine și o să avem niște premii pe care o să le dăm. Sigur am spus că niște premii modeste, că suntem într-o perioadă modestă, am văzut și aici și am vrut și eu să ies, să spun, domnule, facem un concurs internațional, dacă să facem un concurs internațional îți trebuie bani. Nu știu dacă ne permitem să dăm 100.000 de euro să fac concurs internațional, în fine. Noi să dăm niște sume modice, mă rog, pentru premii 1, premii 2, premii 3, aștept și eu aici, dacă vreți, un soi de patriotism local, din partea arhitecților noștri și așa mai departe. Cu toții vorbim de acest parc și poate de 30 de ani, iată că l-avem. Hai să vedem ce facem cu dânsul. Deci fiecare trebuie să vină cu porția lui de contribuție, ca să spun așa.
Eu am încredere că în final vom, va fi un proiect reușit, un proiect care să reflecte dorința Suceavenei pe departe, un proiect care să respecte exigențele urbaniștilor, arhitecților. Eu zic că în cer de urmă vom face un lucru bun. Sigur, și aici nu avem timp fără număr la dispoziție. Eu mi-aș dori ca lucrurile să, cel puțin până în vară, să avem creionată soluția câștigătoare, să facă proiectarea în așa fel încât să putem depune acest proiect pentru finanțare, unde sunt două alternative. Pe planul național de redresare și reziliență, acolo unde tot să spune că lucrurile vor merge mult mai repede, că era în primă fază până la 31.12.2022 să fie semnate contractele pentru finanțare. Acum văd că s-a mai amânat un an până la 31.12.2023, deci este clar că partea pe Programul Național de Redresare și Reziliență ar merge mai repede și se încadrează aici. Sau pe Programul Operațional Regional, dar acolo lucrurile sunt întârziate din nou. Ne discutăm de exerciții de finanțare 2021-2027, din nou nu este măcar, dacă la PNRR este un proiect dat în dezbatere publică, la Programul Național de, mă rog, pentru finanțare fondurilor europene 2021-2027, nu se mișcă lucrurile deloc. Sper să nu pățim ca în actual exerciții financiară 2014-2020, când primele contracte le-am semnat în anul 2017, deci în loc să le semnăm în anul 2014, le-am semnat cu 3 ani zile mai târziu. Deci cam așa stau lucrurile. Eu sper ca una peste alta să o scoatem la capăt cu acest parc și poate să mulțumim pe toată lumea. Am fost de acord, fără nici dar și poate să facem acest concurs de soluții, acest concurs de proiect, să participe toată lumea, dar văd mulți de ăștia care vin și se bat cu cărmida în piept. Varianta mea, eu spun așa, facem. Nici eu nu spun așa, că-s primarul. Nu, nu o să stabilească specialiștii, arhitecții să spună ce facem acolo. Vreau să vă întreb, domnule primar, dacă dincolo de orgolii poate să încapă vorbă în această pădure parc de iluminare publică, de exemplu. Dacă, zic, cu siguranță. Dacă vorbim despre siguranța oamenilor, nu despre orgolii, că e varianta mea sau varianta da, ta. Da, deci sau... aici nu le-am mai spus asta pentru că astea sunt deja elementare, ca să spun, în prima fază vine reabilitatea acestei căi de acces către cetatea de scaun, exact. Către statuia Ștefan cel Mare. Acolo căi e cetatea, acces, emblema acces, orașului. Da, căi de acces iluminatul. Noi deja și pe structura care este acum am încercat să reparăm, să punem în funcțiune iluminatul care era odată acolo înainte. Cu siguranță asta e ABC-ul. Vin reabilitate toate căile de acces, fie că discutăm de aici din centru, fie că discutăm despre cetatea de scaun, fie că discutăm despre statuia lui Ștefan cel Mare, vor fi reabilitate bănci, căi de acces iluminat. Bine, i-am spus, nu le-am mai pomenit astea, că ele sunt normale, uzuale. E foarte proiect, important. Sunt foarte importante. Da, sigur că da. Poate cele mai importante, dintr-un punct de vedere. Dar, bun, discuția la care ne-am blocat noi aici, la nivel de... Și am văzut consultare publică, nu era legată de aleși, de iluminat, că asta se făcea oricum. De ce vrem să facem acolo? Dar eu sunt convins că în cele din urmă o să scoatem la capăt. Repet, aștept ca instituțiile să nominalizeze persoanele pe care noi le-am solicitat în Comisia Tehnică. Comisia Tehnică să lucreze, să culeagă toate opiniile. Mulți mi le trimit mie. Domn primar, v-am trimis punctul meu de vedere. Mi-am trimis, mă, și eu la el îl citesc, dar... Tocmai de asta avem această comisie tehnică care să culeagă toate aceste puncte de vedere, să facă o medie din ele, să scoată ce este bun și, sigur, în final să avem un proiect care să mulțumească toată lumea. Eu cred că o soluție foarte bună ar fi oamenii care vin cu idei să o ia la pas pe varianta ușoară a rutei ocolitoare, să vadă ce înseamnă pădure pusă pe versant și să poată să o pună în valoare cu tot cu cetate și cu tot cu statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare. Sigur, nu. Eu zic că suntem pe un drum bun acolo și... Sigur, vă spun, proiectul a fost unul, este unul vechi și este unul nou în același timp. Chiar un sistem de telegondole care să lege centrul de cetate. Vă spun, el a fost cândva de Mănăstirea Zamca, a fost cândva gândit, numai din păcate n-am putut să punem această telegondolă din zona McDonald's pe românești și o să vă aduc factura până la cetate sus, pentru că era distanța destul de scurtă și trebuia să, nu știu, un minut sau nu știu cât și atunci a spus, domnule, dacă măcar nu-i, măcar trei minute să meargă, nu e rentabil. Și atunci s-a mers pe ideea la vremea respectivă să facem un traseu lung prin oraș spre Mănăstirea Zamca pe departe. Era zona, era vremea când duduia economia prin 2007-2008, cei de la Iulius Mall, o să vă aduc din nou factura. Vreau să iei și să prindă, să fac o telegondolă până la Iulius Mall, până la cetate. Cam pe la Piatra și Mamaia. Da, așa. Da, deci, între timp, și atunci, mare impediment la vremea respectivă, care era?
era groapa de gunoi, Călău, pe românește. Din păcate, azi Călău este frumos, este închis, este verde acolo. O zonă extrem de curată. Curată, acolo, deci astăzi este în ordine. Deci a dispărut acea, spunea, domnule, punem telegondola, dar trecem peste groapa de gunoi. Era într-adevăr o chestie. Iată că, între timp, s-a rezolvat problema cu groapa de gunoi. Și oricând rămâne valabil să punem un sistem de telegondoli în oraș, poate chiar și în acest proiect vor ieși asemenea idei. O să vedem. Dar una peste alta, așa cum am spus, punem în valoare acest lucru, nu renunț la ideea de a pune o plată panoramică în zona cetății de scaun și avem locația acolo unde să o punem, pentru că punem în valoare turismul din oraș, pe lângă faptul că dă o posibilitate de recreere sucevenilor, dar pune în valoare turismul din oraș, cei care vin este un punct de atracție, da? Dacă ai și roata panoramică, ai cetatea de scaun, ai muzeul satului, ai statuia Ștefan cel Mare. Iată că sunt convins că o face și deja ai prins la finanțare, la partea de proiectare, Curtea Domnească. Deci ele se vor lega toate până într-un final obiectivele turistice din orașul nostru, în așa fel încât, pe de o parte, să punem la dispoziția sucevenilor, să creăm aceste zone, spații de recreere, de zone de agrement, dar în același timp să avem posibilitate să determinăm cei care vizitează orașul să aibă ce vizita pe de-o parte și de ce nu, să rămână într-o zi pe alta în orașul nostru, că asta este strategia. Eu zic că suntem într-o direcție bună și este clar, și nu numai pentru noi, nu numai pentru orașul nostru, nu numai pentru județul nostru, pentru întreaga România tot se vorbește mult, este o realitate, singura șansă a României astăzi sunt fondurile europene. Vreau să vorbim puțin și despre tabletele în instituțiile de învățământ în acest context pandemic. Vreau să spuneți, vă rog, dacă toți elevii din municipiul Suceava au tablete azi. Deci, din păcate, un proiect foarte important pe care noi l-am depus fondurile europene este la evaluare. S-a terminat închirea de sesiunii de punere de proiecte pe data de 25 ianuarie. Este la Ministerul Fondurilor Europene, un proiect de 20 milioane de lei, un proiect destul de important, în așa fel încât să putem achiziționa tablete la toți elevii și, sigur, nu numai tablete, inclusiv celelalte echipamente care sunt necesare, laptopuri, proiectoare, videoproiectoare, calculatoare. Avem un proiect foarte important pe fondurile europene care, din păcate, se mișcă destul de greu astăzi lucrurile acolo și săptămâna viitoare voi fi la București și o să merg la Ministerul Fondurilor Europene să vedem în ce fază suntem, pentru că noi am depus printre primii, încă de noiembrie anul trecut am depus acest proiect pentru tablete și echipamente electronice pentru școli, măsura în care el va veni, vă dați seama că nu va mai fi această problemă în orașul nostru. Eu sunt convins că vom reuși acest lucru. Ați văzut și aici fel de fel de păreri, sigur că sunt aceste discuții legate de sistemul de învățământ online, care, mă rog, la unii zic că este eficient, la alții mai puțin eficient. Și eu pot fi de acord că la școli, la clasele mici, 0-4, e mai puțin eficient acest învățământ online, pentru că sunt situații și situații. Unii părinți mai știu despre partea online, mai dă, eu știu, sprijin copiilor acolo, nu știu, la țară, în alte părți, vă dați seama că e destul de complicat. Dar, indiferent că trece sau nu pandemia, este un pas înainte și vreau să vă spun că una din strategiile noastre pentru proiectele europene viitoare este legată de digitalizare. Digitalizarea care merge spre școli, pe două componente. În primul rând vrem să facem o reabilitare a tuturor spațiilor de învățământ din Suceava, cum am făcut la primărie, reabilitare termică, reducerea consumului energetice. Pe partea de digitalizare, monitorizarea consumului energetice, pentru că, din păcate, astăzi avem cam următoarea situație. Aceste utilități la școli le plătește primăria. De multe ori se consumă fără număr, spune, dar primăria plătește. Vreau să avem o evidență exact acolo ce, mă rog, dispecerate să avem, să putem ști în orice moment consumul de acolo, pe de-o parte. Pe de altă parte, la digitalizarea în școli. Și aici discutăm de table electronice, interactive, de cataloge, de carnete la elevi. Deci este mult de lucrat pe partea de digitalizare în unități de învățământ și însăși pe Programul Național de Redresare și Reziliență, un procent foarte important, respectiv 27%, este destinat digitalizării. Deci cu sau fără această pandemie, este necesară digitalizarea, este era modernă, era progresului tehnic și trebuie să... Cadrele didactice, ce părere au, domnule primar? Sigur că n-au avut încotro. Unii au îmbrățișat cadre tehnice, sunt mai didactice, pardon, cele mai tinere care au fost mai învățate cu partea informatică, cu calculatoare, cu tabletele, s-au mișcat ca peștele în apă. Cei care sunt mai în vârstă, care n-au apucat și nu, este vina lor, sigur că sunt alte generații, au fost nevoite să învețe.
una peste alta, sigur că s-au făcut și acele cursuri prin școli. Eu zic că o minimă cunoștință de calculator astăzi are toată lumea, cei care sunt nevoiți să, și majoritatea sunt nevoiți să predea și în regim online. Și atunci trebuie să descurci că nu este altă soluție. Trecerea aceasta de la tubul cinescopic la tableta cu touch screen a fost făcută vreo 30-40 de ani. În schimb, pandemia, în mai puțin de un an, ne-a obligat să fim altfel. Ne-a obligat asta, să zicem, dacă poate fi și o parte bună din pandemie. Da, poate să fie și ceva bun. Poate să fie ceva bun din pandemie. Exact. A forțat digitalizarea și ați văzut, inclusiv de la banală, știu, programare, pe platformă ca să te vaccinezi, toată lumea trebuie să aibă minime idei de partea de informatică, de digitalizare. Acum, și dumneavoastră sunteți bunic și înțelegeți că acești copii se bucură de faptul că în online se mișcă ușor ei. Da, bun, eu sunt bunic, sigur, că am un nepot, poate că Dumnezeu de sănătate are 8 ani, este în clasa 1. Sigur, el, așa cum a spus dumneavoastră, se simte ca pește în apă în online, pentru că a avut calculatoare, a avut tablete de mici, știu acest lucru. De sigur că de multe ori sunt eu depășit, ca să spun foarte corect, nu pot ține pasul cu el. Cei care sunt în mediul urban au un avantaj. Am spus, sunt mulți care sunt în mediul rural, care nu au aceste avantaje, nu au fost învățați de mici cu aceste mijloace informatice și pot să aibă o problemă destul de delicată pentru folosirea lor. Pe de o parte, posibilității financiare reduse de multe ori ale părinților. Și tocmai de aceea noi încercăm și prin acest proiect să dotăm toate, mă rog, școlile, să dăm posibilitatea la toți copiii să aibă aceste mijloace informatice. Sigur că ele nu se dau gratuit, ele se dau pe inventar, pe an școlar, da? A trecut anul școlar, cum predai cărțile înainte, aduci tabletă, o dai înapoi, nu e a ta definitiv, da. V-am auzit odată într-o conferință de presă vorbind despre faptul că sunteți nemulțumit, cum că în municipiul Suceava, pe înjenișul cablurilor, devine agasant. Pe de altă parte, tot dumneavoastră ați declarat că vreți să dărâmați garaje. Din punctul meu de vedere, cele două declarații sunt extrem, extrem de solicitante și de miză, cu miză uriașă pentru UAT Suceava. Cum le vedeți dumneavoastră? Cum credeți că veți rezolva cele două lucruri? Da, suntem pe un drum bun. Îmi pare rău că, iată, noi de vreo 3 ani de zile am făcut caiete de sarcini, am făcut licitații, au fost 5 licitații pentru îngroparea cablurilor în pământ pe românește, proiect de canalizație, canalizația cablurilor, așa se cheamă el. Din păcate n-a venit nimeni la licitație. Se pare că totuși e o problemă care nu e foarte, mă rog, interesantă pentru operatorii de cabluri. În ce sens? Efortul investițional este al dumnealor, de ce trebuie să facă acele canale în care se pun aceste cabluri și la rândul lor trebuie să plătească o redevență de 4% din venitul care le au la primărie. Da, ne-am pus un semn de întrebare și sigur, m-au mai fost niște chestiuni legate de partea cadastrală, pentru că nu știi exact pe unde vine fiecare cablu, trece pe spațiu verde, trece pe trotuar. Și atunci lucrăm din nou, am luat la mână, așa cum se spune, caietul de sarcini, pentru că trebuie să spui un semn de întrebare. Dacă ai făcut licitație de 5 ori și nu s-a prezentat nimeni la licitație, deci au fost interesați, au cerut caietul de sarcini, au cerut clarificări în timpul procedurii de licitație, dar atunci când s-a spus licitația, n-a venit nimeni la licitație. Ca atare, lucrăm acum la, modificarea cât de cât, să facem cât mai atractiv acest caiet de sarcini și sunt convins că în acest an vom avea, sper eu, o licitație încheiată cu succes la acest capitol de canalizația cablurilor, un capitol foarte important, mai ales dacă discutăm axele principale, că aici discutăm bulevardele principale. Pe lângă faptul că deranjează la ochi, deranjează și din punct de vedere ergonomic, se întâlnesc, se întretai aceste cabluri, când ai o strategie, când ai făcut o sistematizare rutieră sau ceva, te lovești de ele. Ca atare, este un proiect în care cred în continuare, sunt convins că o să găsim o soluție prin modificarea caietului de sarcini, să-l facem mai atractiv, să se prezinte cineva la licitație. Cât privește cealaltă variantă, sigur că unii au făcut-o de mult și aici am să-mi permit să spun o anecdotă. Acum 2 ani de zile vin la mine niște cetățeni aici jos pe Alexandru cel Bun la garaj, cum se spune. Și era foc și pară că de ce nu asfaltez la garaje, că e în praf acolo și vara și nu știu ce, zic, mai oameni buni. Rugați-vă la Dumnezeu să fie o primar în continuare, a doua zi dacă vine alt primar, vi le dărâmă pe toate. Cred că am ajuns în faza asta, dar nu dintr-o chestie de orgolii. Eu zic că era și epoca acestor garaje construite aiurea prin oraș a luat sfârșit.
mai ales că ele nu mai au această destinație 90, eu zic că într-o poveste cu vârșitoare. Deci nu mai atelier, auto. Da, nu respectă destinația de garaj. Fiecare și-a dezvoltat reparații, bucătării, sunt murături, nu mai spun, în zona Cartrodom, în zona George Enescu, acolo sunt pădurice. Deci sunt crescătorii de păsări, de găini, de rațe și face mai departe. Face tuică pe acolo, face stați liniștit. Fiecare face ce poate, da. Deci ca atare, ca în vremea acestor garaje, construcția Iulia a trecut. Da, stați puțin, domnule primar. Vorbim doar de garajele care se află pe domeniul public. Cu siguranță da, păi, dar nu. Sunt cele care se află nu despre cele care sunt făcute pe domeniul privat. Da, nu, că poate trebuie făcută dihotomie. Există garaje pe domeniul privat? Nu. Deci, bine, domeniul privat. El e domeniul public al primăriei. Acum sunt unii care vin din anii 90, nu mai știu exact cum au fost catalogate, dar oricum este terenul primăriei. Garajele care sunt construite după anii 90 sunt construcții temporare. Ele sunt pe domeniul public al primăriei, sunt construcții temporare. Asta ce înseamnă? Că dacă primăria mâine are nevoie de acel teren, și le ia, că am zis că asta este vorba. În concluzie, deci, a venit ziua acestor garaje și nu e chestiune electorală, am așteptat să treacă alegerile, a venit această necesitate, în primul rând, din ceea ce am întâmpinat în cartierul Opcenii, am pierdut anul trecut 2 milioane de euro finanțare pe fonduri europene. Iată că, așa cum avem grădința din centru la Burdujeni, cum se face acum la Ițcani, era gata și grădința din cartierul Opcenii, acolo noi să o facem în curtea școlii generale numărul 9, a fost o diversiune acolo și, mă rog, s-au mobilizat cadrele didactice din școala numărul 9, o parte din ele și, mă rog, manipulate, ca să nu spun altfel, parcă am făcut crișma acolo și n-a fost de acord să facem grădiniță. Iată că s-a putut la școala generală numărul 6 în Burdujeni sat, se poate la școala generală numărul 7 din cartierul Ițcani, unde facem aceste grădinițe, se va putea la școala generală numărul 1, unde vrem să facem o grădiniță în zona centrală, acolo în Opcenii a fost niște orgolii, iată un cartier așa mare fără grădinițe și trebuie să nu mai ratăm, pentru că sunt bani europeni, este necesară grădiniță în cartierul Opcenii, face o grădiniță cu program prelungit. Ca atare, singura soluție, pentru că nu sunt alte terenuri acolo, prin toate eforturile pe care le-am făcut noi până în prezent, nu am găsit soluții, inclusiv pe la Orza, oficiul de reproducție animale și așa mai departe, sunt niște terenuri pe acolo, dar care toate sunt intabulate pe cetățenii din cartierul Sfântul Ilie, mă rog, din satul Sfântul Ilie de altă dată, cartierul Opcenii de azi sau Comuna Șcheia, multe sunt intabulate, e o zonă conflictuală acolo, trebuie să se judeci cu ei, e delicat. Ca atare, singura soluție pe care am găsit-o la dispoziție este de a dărâma aceste garaje și de a face grădiniță. Și vom face grădiniță, sunt trei parcele de teren pe o suprafață de 1600 de metri pătrați, deci undeva 16 ani vom face o grădiniță, program prelungit în cartierul Opcenii, pe intersecția străzii Duzilor și Mesteacănului și la fel de important vom face și parcări acolo, pentru că corect a pus oamenii problema și am primit o scrisoare din partea locatarilor de acolo pertinentă. Oamenii vor să fie consultați, vor să discutăm, vor să vadă mai departe unde se parchează mașinile, un lucru corect, de altfel și normal. Tocmai de aceea, pe de-o parte, chiar dacă unii au spus, domnule, dar de ce trebuie să-i despăgubim? Mi se pare corect, până am făcut o cheltuială acolo, fără legii expropierii, noi facem o evaluare și îi despăgubim la evaluarea care e prevăzută de lege. Dacă cetățenii de acolo nu sunt mulțumiți, sigur pot să meargă în instanță. Noi așa am procedat și la ruta alternativă Suceava-Botoșani. La ruta alternativă Suceava-Botoșani, acolo unde facem acum și traficul greu pe strada Peductului, la fel am despăgubit o parte de oameni de acolo care au vrut, care nu merg în instanță, asta este legea, dar am mers înainte. Terenul este al nostru și este liber de sarcini astăzi din punct de vedere al primăriei. Așa și aici. Deci vrem mai departe, în această lună să intrăm în Consiliul Local cu o anexă la această autorită de Consiliul Local cu numele persoanelor titulare garajelor de acolo, să chemăm la primărie, să găsim această soluție de despăgubire pentru ei și, la fel de important, avem o suprafață acolo de mai mare, chiar de 2300 de metri pătrați, în care să facem 23 de ari, să facem o parcare supraterană. Iată, asta vreau să întreb, o alternativă. Da, facem o parcare supraterană, așa fel încât cei la care, deci, iată, le dărâmăm garajele, îi despăgubim, da, până le dărâmăm. Îi despăgubim, se dărâmă garajele și le facem și o parcare supraterană în zonă, în așa fel încât, adică, nu mergem aici cu stilul smuls. Mai mult, vă spun, asta discutăm de cartierul Opcenii. Avem la fel făcut o expropiere de garaje și în zona primăriei, ce unde vrem să facem o parcare supraterană. Aici vom merge pe altă strategie. Vom da posibilitatea la cei care au garaj aici să le dăm un loc gratuit în
în parcarea supraterană. A nu se înțelege că le dăm să facă, să închidă, să facă garaj, nu o să facă țuică. Nu. Vără, dacă ai avut garaj acolo, ai pe timpul construcției, mă rog, parcării supraterane, un loc gratuit de parcare, să-ți parchezi mașina, ți-am dărâmat garajul. Deci, merg această idee, nu pe stilul smuls, nu de a irita oamenii, nu este un orgol al primarului, nu este o șmecherie privată. Avem o mare problemă în Suceava, și nu numai în Suceava, o problemă foarte presantă legată de parcări. Deci, asta e singura soluție și vreau să vă spun că deja conturăm și lucrăm la studii la trei parcări supraterane. Este vorba de această parcare lângă primărie, strada Ștefan Tomșa. Este vorba de parcarea din cartierul Opcin, acolo unde dărâmăm garaje. Și la fel este vorba de parcare supraterană din zona centrală la piața centrală, acolo unde este parcarea astăzi de libere de mașini, să facem o parcare supraetajată. Deci deja lucrăm la trei parcări supraterane. M-am insistat, mă special eu și sigur că în calitate care o am de prim vicepreședinte Asociației Municipiilor din România, au fost de acord și ceilalți primari, ca în Programul Național de Redresare și Reziliență să fie o axă separată și cât mai consistentă din punct de vedere financiar pentru parcări supraterane, subterane, pentru că toate orașele au această mare problemă. Noi am fost un caz fericit și suntem cam singulari prin România, că am reușit pe exercițiu financiar 2007-2013 să facem cele două parcări subterane în orașul nostru. Singur ele au fost făcute pe banii europeni, gratuit. Dacă am fi făcut pe banii primăriei, ar fi costat destul de mult să te împrumuți 8 milioane de euro cât a costat aceste parcări subterane să le faci pe banii municipalității. Așa și aici am insistat să fie axă separată și s-a deja în proiect, în documentul cadru, este prevăzut această posibilitate de finanțare pentru parcări supraterane, subterane. Și ca să concluzionez, primăria pregătește deja trei proiecte de parcări supraterane în zona primăriei, în cartierul Opcini, în zona centrală. Sigur că noi avem proiecte de parcări supraterane în toate zonele din oraș, mai ales în cartierele care sunt cu străduțe foarte înguste, gen George Enescu. Da, și în zona Cartodrom, acolo unde se cresc păsări, azi, găini și rațe, vom face o parcare supraterană ca să fie la dispoziția cetățenilor din cartierul George Enescu. Spuneți-ne care este strategia și în legătură cu parcările date oamenilor, încredințate oamenilor anual, cam cum este, să spunem, la Fălticeni, unde cunosc foarte bine modelul. Da, din păcate la Suceava, nu știu cum este la Fălticeni, nu știu cum era la Suceava. Deci când am venit primarul aici, sigur că era acest sistem de parcare, pentru fiecare șmecherii aveau parcări plătite, ca să nu mai comentăm, și toată ziua primarul trebuia să stea să împace oamenii care aveau loc de parcare, da? Popescu avea un loc de parcare, pleca la mare o lună de zile, sau pleca el în concert, sau pleca din țară, punea lanț cu acolo, asta e locul lui de parcare și nu folosea nimeni. Și atunci, sigur că erau niște sume modice, 250 milioane de lei vechi, mă refiază 25.000 de lei, pe an încasam din... Deci nu încasam niciun eu, practic, la primărie și mai era o sursă de scandal. Sigur că dacă vom face aceste parcări supraterane, poate vom găsi și soluții. Mai facem parcări de reședință. Astăzi nu e posibil să închiriem aceste locuri. De ce? Pentru că, vă spun, cu toate eforturile care le avem, nu avem mai mult de 30-40% din locuri de parcare raportat la numărul de mașini. Numărul de mașini a explodat, mai ales în orașe mari, cum e Suceava, nu s-a plătit taxe de matriculare, au dus toate hârbulele din toată Europa pe românește. Chiar dimineața asta a fost la mine o doamnă de pe strada Zberia sau așa ceva din Burdujeni și mi-a spus domnul primar, am o problemă foarte grea, zice, vecinul meu și-a cumpărat pe 4 mașini, toate vecinii în parcare și eu n-am unde să parchez. Este și asemenea situație. Ei, până una alta, ce trebuie să facem noi? Să facem cât mai multe parcări din Iacob Zadic, pardon, am spus greșit. Strada Iacob Zadic din Burdujeni, cartierul Cuza Vodă 3. Deci, domnul primar, zice, trimiteți poliția acolo că seara ne luăm la bătaie și nu alta. Să vină să constate că Popescu și-a luat 4 mașini în loc de mașină cât avea înainte și blochează parcarea, exact ce vă spuneam, pe principiu că nu funcționează cu ele, îi lasă acolo și noi nu avem unde parca. Deci avem această problemă, să facem parcări de reședință cât mai multe și facem în acest an, să facem parcări supraterane. Atunci când avem un raport cât de cât pe aproape numărul de mașini cu numărul de locuri de parcare, să putem scoate de la licitație. Deci astăzi, noi ca să putem face acest lucru, nu știu dacă în fața unui bloc eu am 10 locuri de parcare, în blocul respectiv sunt 20 de mașini. Trebuie să fac licitație publică. S-ar putea să urce acea licitație publică, să fie costurile foarte mari. Nu pot să am un tarif
mic, unic și așa mai departe. Deci astăzi, din păcate, n-am altă soluție decât legea bunului simț deoparte, primul venit, primul parcat. Primul venit, primul parcat, cam așa se desfășoară lucrurile astăzi. Sigur că discutăm de parcările cu plată, care sunt în zona centrală, sunt la bulevardele principale, așa cum se întâmplă în toată lumea civilizată, e altceva. Dar parcările de reședință, cele din fața blocului, primul venit, primul parcat și legea bunului simț, pentru că, iarăși mă amuz, vin la mine cetățeni și spune: domnul primar, eu de 30 de ani mi-am făcut locul meu de parcare, am turnat beton și azi a venit unul care nu era acolo și parchează în locul meu. Zic, nu mai spune la nimeni. 30 de ani ai folosit domeniul public fără să plătești. Deci nu mai spune asta, că e împotriva matale, cum spun la americani, n-ai voie să declar nimic. Să nu mai spui asta la nimeni. Ai plătit, ai folosit 30 de ani de zile gratuit de domeniul public al primăriei. Ai văzut aprobare la primărie? Să torni beton, să spun, nu, dar eu mi-am făcut acum 30 de ani, nu mai spune la nimeni. Bun, încercăm să rezolvăm problema prin legea bunului simț. Și ea se respectă de reguli, când în fața unui bloc, și eu sigur când stau aici la Suceava și pe unde am mai locuit, prin Burdujan și în alte părți, fiecare cam avea locul lui. Ea se regula bunul simț, că se mai întâmplă, că mai parchează unul loc la altul, dar de regulă oamenii care trăiesc în acel habitat, în acea zonă, în jurul acelui bloc, cam știu pe unde parchează. Cam așa se întâmplă lucrurile azi. Să fac, să dau, mă rog, să vând locuri de parcare, să dăm abonamente. E delicat, v-am spus că nu astăzi, trebuie să fiu realist. Dacă avem până la jumătate din locuri de parcare vis-a-vis de numărul de mașini, și atunci cui le dau? Trebuie să fac licitație publică, așa mă obligă. Domeniul public se gestionează prin licitație publică. Și atunci poți să iei niște tarife, vine unul care e șmecher și are bani, licitează fără număr și ia locuri de parcare la ceilalți. Așa măcar mergând pe acest principiu, legea primului venit și cu respectarea legii bunului simț, încă se mai pot gestiona lucrurile. Domnule primar, ce ne puteți spune despre studiul făcut de Banca Mondială? Da, aici suntem destul de avansați. Acest studiu se referă la zona urbană funcțională și, uite, vă spun în premier la emisiunea dumneavoastră aici, noi până acum ziceam că mergem pe zona metropolitană. Nu mai discuți cu Banca Mondială în ceea ce vrem noi să facem un proiect foarte important, transport metropolitan, care are foarte mare șansă să fie aprobat. Sunt sume foarte mari pentru energia verde, pentru transport public electric. Deci vrem să facem în cele 8 localități și municipii, mă rog, municipiul Suceava are, dar sediul va fi municipiul Suceava, cu celelalte 8 localități care sunt învecinate cu orașul nostru, deci discutăm aici de comuna Șcheie, de comuna Moara, de comuna Bosanci, de orașul Salcea, de comuna Adâncata, de comuna Pătrăuț, de comuna Mintocul Dragomirnei și Adâncata, sper că am spus. Vrem să facem în oglindă, dacă se poate spune așa, o societate de transport electric pentru zona metropolitană. Am cereri deja de la Șcheie în acest sens și alte comuni care doresc să intre în acest proiect. Astăzi noi nu putem da autobuze electrice la Suceava în aceste zone, în aceste localități limitrofe, pentru că proiectul nu este conceput așa, ne batem la proiectul european, aici noi dăm niște subvenții, sumele care au dat partea de cofinanțare sunt, mă rog, referitoare sau aferente doar teritoriul administrativ al municipiului Suceava. Dar putem, așa cum am spus, în oglindă să facem această societate de transport metropolitan. Pentru asta trebuie să facem o asociere de dezvoltare intercomunitară, un ADI, așa se cheamă el, doar pe transport metropolitan. Tocmai de aceea vom avea discuții în perioada următoare din nou cu primarii din localitățile care le-am menționat, să dăm hotărâri de Consiliul Local, să întocmim această zonă urbană funcțională. Între timp, deja se lucrează la studii de oportunitate și la alte piese necesare pentru depunerea dosarului de finanțare pentru acest transport metropolitan. Eu, într-o idee optimistă, spun că în 2-3 ani de zile poate fi funcțională această societate de transport metropolitan pe transport electric, altfel nu se aprobă decât Uniunea Europeană. Ați văzut că deja sunt discuții la nivel unor țări importante, gen Germania și altele, de a se renunța la partea de combustibil clasic, da, și de a se folosi doar transportul verde, electric. Ca atare, suntem destul de avansați și eu sunt optimist că în 2-3 ani de zile vom avea un proiect funcțional, așa cum este cel de la Suceava azi, pe transport electric, să fie și în zona urbană funcțională, în Suceava și în celelalte 8 localități, mă rog, periurbane, așa spune în documentația de specialitate, în, mă rog, comunele limitrofe, localitățile limitrofe Sucevei, în așa fel, cu o țintă foarte importantă, să fluidizăm traficul în Suceava,
să scoatem transportul interjudețean din orașul nostru și aici sigur că sunt dedicat deja, este municipiul Suceava. O să vedeți în perioada următoare când vin autobuzile, vom avea un culoar de transport pentru special pentru transportul public, o bandă separată pentru transportul public, în așa fel încât aceste mijloace de transport, și aici vă spun, noi suntem un model la nivel de întregii României, numai sunt nicăieri acest proiect de transport public integrat, care presupune numai autobuze electrice, autobază electrică nouă, stații modernizate cu afișare de program, cu etichetting, dispecerate la nivelul autobazei electrice, la nivelul primăriei. Sigur că sunt și alte orașe în țară, Cluj, Iașu și alte, care au 30% din parc electric, dar restul este clasic. Noi vom avea 100% electric și 100%, deci acest transport public în orașul nostru se face de la zero. Autobază nouă, stații noi, autobuze noi. Sperăm și șoferi cu o mentalitate nouă. Să ne dați vești bune și despre ruta alternativă, domnule primar Suceava-Botoșani. Cealaltă rută alternativă funcționează excelent. Da, și vă spun, știu acest lucru și vă spun că aici discutăm de două rute alternative, Suceava-Botoșani, care este în funcțiune. Deci asta este ruta alternativă, cea la care am spus că lucrăm. Se lucrează la traficul greu, foarte greu, pe strada Peductului, se lucrează la podul peste perul cetății. Și în acest an vrem să dăm în funcțiune varianta pentru trafic foarte greu, așa cum am spus, pe strada Peductului, care este pe Calea Unirii, la intersecție cu Traian Vuia, cea care vine de la Rădăuzi, la Siriet. Și la fel de important, eu aici am pus un pariu, îmi pun mari speranțe și sunt convins că așa va fi, vom avea și noi autostradă în următorii ani. Eu am pus un pariu cu cineva că în următorii 5 ani de zile va fi această autostradă A7 și la Suceava. Așa cum am văzut. Oricine ar fi acel cineva, îmi doresc să câștigați. Da. Adică, da. Vă dați seama că 5 ani înseamnă enorm. E un termen rezonabil în care putem avea și noi această autostradă aici la Suceava, pentru că ea are un avantaj sau mai multe, faptul că este sprijinită de Uniunea Europeană la finanțare, deci va fi finanțată pe fonduri europene. Doi, mai are un avantaj față de celelalte autostrăzi, că nu trece pe munți. Deci merge pe câmp șes, pe... Mă rog, și atunci... Cheltuielile sunt mai mici. Da, cheltuielile sunt mai mici și variantele de a se da mai repede în funcțiune sunt mai mari. Ca atare, deci, când am discutat cu specialiștii care proiectează această autostradă A7, noi avem și ruta cealaltă ocolitoare, varianta Suceava-Botoșani, care venea la cumpărătura, la Ipotești, Șeuț, Salcea. Și s-a venit cu această idee ca autostrada să urmeze traseul acestei a doua variante de rută ocolitoare a municipiului Suceava, în ideea să treacă, așa cum am spus, de la cumpărătura Bosanci, Ipotești, Tișeuț, Salcea, să meargă la aeroportul Salcea, de aeroport să treacă în zona de Adâncata, să meargă spre Dorohoi, să fie cât mai aproape de Botoșani, de acolo să meargă spre Rădăuț, iar de la Rădăuț la Siret. Deci, în concluzie, avem șanse ca traseul autostrăzii A7 să treacă pe varianta a doua de rută ocolitoare a municipiului Suceava, în așa fel încât să avem un inel ocolitor în jurul municipiului Suceava și cu această variantă, care deja este funcțională, chiar dacă ea nu este gata, multe mașini nu mai merg pe zona comercială, nu mai merg pe Burdujenie, merg de aici pe Mireuș direct și ies către Botoșani, pe la, mă rog, în dreptul școlii generale, de la Plopeni, este astăzi o variantă de lucru care, sigur, nu e modernizată, e pe drum pietruit, dar se circule. Vreau să vă spun că sunt măsuri care vă duce la fluidizarea traficului în municipiul Suceava. Putem vorbi acum și despre modernizări ale unor piețe din municipiul reședință de județ, George Enescu și Itcani. Cel puțin în George Enescu, da. Văd acolo lucrarea de anvergură. E o lucrare de anvergură, la fel erau specialiști în ghilimele care spuneau că... Cărcotaș, domnule primar. Când, da, când am venit, că ce tâmpenii, unii se face acolo, îngheseala aia se face și parcare și piață. Uite că parcarea este gata, se lucrează deja la piață, lucrurile merg destul de bine, avem asigurată finanțare, un constructor bun și sper că în acest an să conturăm piața din cartierul George Enescu. Și spun eu că problema cea mai importantă acolo este parcarea, cele 70 locuri de parcare, care dau posibilitatea să desfășoare, mă rog, un comerț civilizat în piață, pentru că, așa cum am spus, cartierul George Enescu, din păcate, este un cartier foarte înghesuit, cu străduțe foarte înguste și atunci trebuie venit cu această soluție și am găsit-o bine acolo. Deci, în concluzie, în acest an, în linii mari, va fi finalizată piața din cartierul George Enescu.
În această săptămână, până la sfârșitul săptămânii, vom reinaugura piața din cartierul Ițcani. Am modernizat piața de acolo, am reabilitat-o. Eu zic că a ieșit un lucru bun. Sigur, această piață a fost închisă acum peste 15 ani, când a venit vremea hipermarketului în Suceava și chiar pe lângă Ițcani și oamenii n-au mai mers în piață, au mers la hipermarketuri. Astăzi ne promit că nu mai vor hipermarketuri, vor piață. Ca atare, am modernizat piața, ea va fi dată în folosință în această săptămână, așa fel încât în perioada sărbătorilor pascalii să fie funcțională și sper ca cetățenii din cartierul Ițcani să aibă unde să-și vândă produsele. Cei care mai stăteau pe sub pasarele de acolo trebuie să dispară, să mute în piață. Deci ca atare sper să avem o piață modernă și funcțională în cartierul Ițcani. Sigur că iarăși ne întoarcem la cartierul 8, cine, mă rog, am avut o piață care a fost nefuncțională. Din păcate, ele, aceste piețe, dacă de multe ori sunt la concurență cu hipermarketurile, am avut această experiență nereușită în cartierul Vopcin, am avut acolo o piață într-o colaborare cu o firmă privată și ea n-a funcționat. O să vedem dacă se mai pune problema în continuare. Sigur că mulți din cartierul Vopcin merg în piața mică, așa cum este cunoscută în George Enescu, George este mai aproape să facă cumpărături. Vreau să mai vorbim puțin și despre extinderea de rețea la gaz metan în Suceava. Da, chiar înainte de a intra cu dumneavoastră în emisiune, am avut o discuție cu directorul general, cu patronul, practic, firmei Tes Prima, care lucrează la extinderea rețelei de gaz metan în Burdujeni Sat, și am convenit o strategie de lucru, în așa fel încât să finalizăm în linii mari extinderea gazului metan în acest an în Burdujeni Sat. Vom merge, în primul rând, pe strada Capitan Grigore Andrei, acolo unde noi avem autobaza, divizia electrică și avem nevoie să fie alimentată gaz metan. La fel de important, mergem la școala generală numărul 6, pe strada 22 decembrie, unde trebuie să, este ultimul an, a funcționat, mă rog, această iarnă cu lemn, a funcționat gaz metan atât școala cât și grădinița nouă care avem acolo. Pe de altă parte, pe Programul Național de Redresare și Reziliență, sunt sume importante pentru extinderea rețelei de gaz metan. Aici, sigur că ca strategie avem în vedere cartierul Tătăraș, cartierul pe care l-am făcut nou acolo și fac o paranteză aici. Sigur că multe reproșuri la oameni de acolo că nu este gata. Au dreptate în principiu, până la un punct. Totuși eu ca primar ne-am făcut datoria, am avut un mare ghinion care nu mai persistă și acum. Deci alimentarea cu apă și canalizarea acestui cartier era pe fonduri europene. Au fost prins pe fonduri europene. S-a dus magistrala de apă și pe o stradă, pe postul de mediu, în prima parte, până în anul 2014, de acolo a intrat în funcțiune POIM-ul, care este proiectul mare la Consiliul Județean de 280 milioane de euro, care nici astăzi nu este funcțional, este la partea de proiectare și mai departe. Tocmai de aceea, anul trecut, am ieșit din acest proiect european, am dat bani din fonduri proprii la primărie, am pus apa și canalizarea, am avut și necaz acolo, au fost contestații, am finalizat-o. Azi am finalizat apa și canalizarea acolo și urmează, având în vedere faptul că s-au întârziat lucrările, dar nu din cauza mea, primăriei, a primarului, din cauza fondurilor europene, a guvernului, dacă vreți până la urmă, ceea ce spuneam că acordul de finanțare în loc să fie semnat în anul 2014, a fost semnat în 2017. Deci ca atare, o parte din licitație, discutăm concret de alimentarea cu energie electrică pe străzile care nu au energie electrică și cele care au rămas de asfaltat, trebuie să reluate licitațiile. Am aprobat bugetul, demarăm licitațiile, avem sume prevăzute, și dintr-un credit. Ca atare putem oricând să putem să și îmi doresc în acest an să finalizăm acest cartier. V-am spus, gazul metan, avem o strategie pe fonduri europene să putem aduce gazul metan în cartierul Tătăraș și în alte zone în care se extinde orașul Suceava. Și aici, sigur, mă refer la cartierul Laniște și acolo ne chinuim, ne luptăm cu niște străduțe foarte înguste, un cartier cu străzi cel mai înguste din oraș, au câte 2 metri jumătate și nu știi cum să le gestionezi, să pui apă, canalizare, să pui gaz metan, energie electrică și tot ce trebuie. Deci cam asta este legat de strategia de gaz metan. De gaz metan, v-am spus, la apă și canalizare, lucrăm în Burdujeni Sat la o soluție a unei străzi foarte importante, care eu știu are 20% din cartierul Burdujeni Sat, strada Dobrilele Eugen, care este foarte lungă, să facem cu stație de pompare la canalizare, în așa fel încât să o putem asfalta. Despre încălzire bazar, domnule primar, vreau să vorbim, pentru că și acolo, da, iată, s-a dus iarna, e adevărat. S-a dus iarna. Am avut noroc și anul ăsta. Am avut noroc și anul ăsta și eu îmi cer scuze față de cetățenii de acolo din bazar, că n-am reușit să ne ținem de cuvânt ca anul trecut să fie căldură, să iarna trecută să fie căldură în bazar. Sigur că
așa cum știu și am fost chiar într-o perioadă fierbinte din campanie electorală și ne-am exprimat la fața locului aceste lucruri. Pandemia a întârziat vreo 3 luni de zile licitația toate anul trecut. Ca atare, s-a făcut proiectarea, este gata proiectare, din zi în zi vom demara lucrările de încălzire în bazar. Sigur că este o lucrare complexă, dar o începem în acest an și vreau să mă țin de cuvânt față de oameni de acolo, să le creăm niște condiții normale, civilizate, de desfășurare a activităților economice. Sigur că aici sunt multe discuții, le-am văzut, că nu sunt de acord cu ele. Așa cum este bazarul cu plusurile și cu minusurile lui, astăzi dă asigură până la o mare parte din suceveni care lucrează acolo. Sigur că nu mai sunt vremuri de altădată în bazar. Eu știu 2-3% dacă mă duc mai bine în bazar. Restul duc o luptă de supraviețuire și eu sunt alături de ei. Ultimele 5 minute, domnule primar, vreau să vorbim puțin despre felul în care vedeți dumneavoastră achitarea taxelor și impozitelor în municipiul Suceava. Asta pentru că este sfera dumneavoastră a economistului, care începe un an bugetar cu minusuri de anul trecut moștenite, clar, și cu ceva minusuri adăugate și anul ăsta. Așa este. Așa este, din păcate, asta este realitatea. Încă aștept ziua de 31, este mâine, dar cât de cât, să zicem, s-au mai îmbunătățit un pic în casările. Ce se întâmplă? Până a venit această pandemie, noi la data de 31 martie treceam pentru un zero la primărie. În ce sens? La data de 31 martie nu mai avem nicio datorie la primărie. Așa este. Asta era an de an. După care, sigur că, de ce această perioadă? În primele 3 luni din an, având în vedere faptul că acordăm aceste bonificații de 10%, atât la persoane fizice cât și la persoane juridice, erau interesat să vină să plătească aceste dări la, până la data 31 martie, beneficiază de acele bonificații. Ca atare, în aceste 3 luni zile încasăm cei mai mulți bani la primărie. Sigur că începând de anul trecut nu s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că pe de o parte au fost amânate, prelungite la plată taxe și impozite locale până în iunie în loc de luna martie. Multe și s-a încercat la guvern mai multe, eu știu, facilități să se acorde pentru cei care plătesc, nu prea s-a întâmplat pentru că, cel puțin în zona agențiilor economice, sunt probleme. Sunt probleme și tocmai vă spuneam că sunt curios, văd cum se termină luna martie, comparativ cu 31 martie anul trecut. Până în prezent, sigur că la 15 martie suntem undeva la 97% cu încasări față de anul trecut. Să zicem cumva că ne-am apropiat. Dar dacă ne referim la agenții economici, sunt undeva la 73-74%, deci față comparativ cu anul trecut, ceea ce arată foarte clar că agenții economici au probleme deosebite, anumite ajutoare care trebuia să vină la guvern, asta este realitatea, n-au venit încă pentru cei din zona Horeca. S-au venit destul de târziu, deci sunt restanțe la plată în continuare. V-am spus, tocmai de aceea am luat niște măsuri draconice, dacă îmi dați voie să spun, în ceea ce privește bugetul de funcționare la primărie. V-am spus că blocarea posturilor, cu reducerea fondurilor de salarii, cu toate aceste măsuri prin linii de funcționare, inclusiv la celelalte capitole de bunuri și servicii consumabile și tot ce trebuie la primărie. Deci să facem economii, pentru că este singura noastră șansă să putem face lucrul cel mai important în planul de investiții, de dezvoltare a orașului. Pentru că dacă nu chipzuiești cum trebuie lucrurile, atunci dai salarii, nu știu, mături, faci curățenie și nu mai poți face nicio investiție. Așa cum am spus, și sigur că aici ne ajută foarte mult fonduri europene, avem un buget al dezvoltării în care peste 50% sunt fonduri europene. Deci eu încerc să fiu pozitiv, nu să gândesc pozitiv, pentru că nu sunt pozitiv, sunt negativ din punct de vedere al pandemiei. Deci încerc să gândesc pozitiv, că lucrurile vor intra cât de cât într-o normalitate, că nu vom fi foarte afectați în activitatea economică, iar sigur că supapa noastră de siguranță, așa cum am spus, rămân fondurile europene și aici noi am mărit schema la direcția de fonduri europene, am mai dus încă 10 oameni, lucrăm pe o structură destul de solidă, spun eu, în așa fel încât să nu ratăm niciun fond european. Așa cum am spus și mă repet, singura soluție, singura șansă a noastră, a României astăzi, este să atragem cât mai multe fonduri europene. Deci eu ce pot să spun la suceveni? Le mulțumesc, cel puțin la persoane fizice, în casele sunt la fel ca anul trecut și le mulțumesc pentru că au dat dovadă și în acest an de răspundere civică, de simț civic și trebuie să mulțumesc în mod special la o categorie, la pensionari, care sunt cei mai conștiincioși, care și tocmai de aceea am mărit și noi programul la primărie până la ora 6 să pot plăti aceste taxe și impozite, dar indiferent cât le spun eu, veniți până la ora 18 să pot plăti.
Așa sunt ei din conștiință. Ei tot dimineața vin. Tot dimineața vin și încercăm să fim cât mai operativi, să ne ținem cât mai mult pe aici și le mulțumesc. Cât privește agenții economici, doresc ca cei care au posibilitate să plătească la primărie, pentru că tot dumnealor în activități economice pe care le au, vin și au solicitări la primărie, nu știu, să ne mai asfaltăm o stradă, să mai extindem niște utilități, să le modernizăm strada respectivă și ca atare avem nevoie de bani. Eu rămân la ideea că toată lumea e bine intenționată și sigur că ne rugăm la Dumnezeu să scăpăm, să limităm această pandemie, să putem avea o predictibilitate pe care astăzi, din păcate, nu prea o avem. Asta este realitatea. Sperăm măcar aceste fonduri europene să vină la timp, să nu mai pățim ca în exercițiile financiare anterioare când s-au întârziat, pentru că dacă nu vor veni la timp, vor da peste cap bugetele, bugetul național și bugetele autorităților locale. Domnul primar, sănătate să aveți, spor la treabă, răbdare multă și probabil și prin calitatea dumneavoastră de prim vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România să puteți face lobby în continuare și sectorului privat, care, iată, aduce plus valoare, plus venit. Aduce plus valoare, așa este. Am spus, a fost niște discuții foarte interesante, a fost aprobarea bugetului. Facem, dregem și totuși, cea care ne va aduce investitori, ne va aduce locuri de muncă, e autostrada. Absolut. Mulțumesc foarte mult, sănătate multă. Doamne și domnilor, punem punct aici emisiunii Între Plus și Minus. Până săptămâna viitoare, vă dorim toate bune.